Bună, Taur, și bine ai venit la citirea ta pentru săptămâna 40 aprilie. Este o citire generală în care voi analiza relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Dacă vă doriți o citire mai amănunțită, extensie, în care ofer mult mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. De asemenea, citirea este valabilă și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Hai să vedem, dragii mei tauri! Ceva se încheie. Ceva se încheie, ceva se termină. Bun. Și aveți aici eremitul. Pentru unii tauri, poate fi o săptămână în care poate vă doriți foarte mult să vă impuneți în fața celorlalți prin emoțiile voastre, prin creativitatea voastră. Poate e ceva ce ține de zona medicală sau de zona vindecării și o decizie a cuiva. Pentru unii tauri, să știți că urmează o săptămână în care o relație pe care voi o aveți se maturizează, ajunge la un nivel mult mai profund. Deci, ceea ce nu funcționa, să știți că se duce. Poate, cine știe, discutăm despre un final care poate avea legătură cu un profesor, cu un mentor, cu o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu și posibil ca în relațiile în care lucrurile nu funcționau foarte mult, începând cu această săptămână, ceva să se încheie, ceva să se termine. Nu știu dacă ați văzut acea filmare pentru luna aprilie generală, însă 10-le de spadă face parte din acea citire. Energia generală pentru luna aprilie este numărul 10, deci roata norocului, dar printre alte cărți mai era și acest 10 de spate. Deci, dragi tauri, ceva se încheie, ceva se termină aici pentru voi. Într-o relație anume, poate aflați de un final care, iarăși, poate ține de o persoană mai în vârstă, nu știu, aflați de cineva că încheie un proiect, că iese la pensie, că finalizează ceva anume și toată această poveste, să știți că schimbă destul de mult relațiile în care voi sunteți. Pisica e la mine în brațe, a venit și motanul ca să vă absoarbă din energiile negative. Eu cred că mulți tauri în această săptămână își vor urma propriul interes, vor fi dispuși să facă un compromis, tocmai pentru a merge acolo unde le dictează sufletul, tocmai pentru a-și îndeplini un anumit proiect, tocmai pentru a atinge o anumită stare de confort, o anumită stare de siguranță, într-o situație anume. Posibil voi să fiți cei care să fiți puși într-o poziție din care să puteți să luați decizii în așa fel încât să vă favorizeze pe voi. Poate persoanele din trecut sau persoane mai vechi posibil să vă reproșeze faptul că faceți acest lucru, faptul că vă urmăriți propriul interes. Dar pentru alți tauri văd aici o mică supărare. Pentru unii, nu pentru toți, care vine din partea unei persoane din trecut sau din partea unei persoane mai în vârstă, din partea unei persoane mai tinere. Poate din zona familiei pentru unii, dar nu-i pentru toată lumea. În această săptămână ori faceți un drum către un loc foarte apropiat sufletului vostru, probabil nu ați mai fost de mult acolo și acum hotărâți să mergeți, dar pentru alți dauri, văd o schimbare, o mutare, ceva important ce faceți voi. Poate, cine știe, e vorba de o persoană care vine către voi, o persoană care vă vine în vizită. Pentru alții poate fi chiar o săptămână în care vă doriți foarte mult să mergeți acolo unde vă cheamă sufletul, să faceți ceea ce vă place, să faceți ceea ce vă bucură. De ce nu? 6 de spade vine cu o schimbare. Poate vreți să vă schimbați locuința, vreți să vă mutați altundeva.
vreți să schimbați ceva în viața voastră, dar care are legătură cu o împlinire foarte, foarte mare și cu banii voștri, cu starea voastră de confort. Deci, ceea ce vreți voi să faceți vă poate ajuta. Posibil unii tauri să spună, bun, aici nu mai funcționează, am înțeles și atunci ia să-mi văd eu de drumul meu și să-mi urmăresc interesul, să fac ceea ce îmi place. Dar, repet, asta înseamnă o schimbare mare și presupune ori să diminuați relațiile cu ceilalți, sensul că să vă întâlniți mai rar sau să puneți pe cineva să vă aștepte, să stea în așteptare. O dorință foarte mare de confort pe care o aveți în această săptămână și un proiect pe care vreți să-l puneți în practică. E ceva ce ține de familia voastră, ori de acolo ați învățat, ori de acolo vă vine inspirația. Pentru alți tauri, văd aici o femeie care ar putea să aibă un rol important, poate fi mama, poate fi o persoană care este ca o mamă pentru voi. Însă, dragii mei tauri, împărăteasa asta vine cu o stabilitate foarte mare pentru voi. Vine cu foarte mult confort la pachet, deci pentru taurii care vor să pună ceva în practică, acum aveți ocazia. Iarăși, pentru cei care vă căutați un loc de muncă, da, găsiți, însă ori e ceva ce ține de internet, de străinătate, ceva încercați voi să faceți aici, iar pentru alți tauri poate fi un moment mai special, aș spune eu, în care sunteți foarte dornici să... să ajungeți la o anumită împlinire din punct de vedere material. În exterior văd un grup de oameni care are un rol foarte important în viața voastră. Poate fi familia, eu nu spun nu, dar discutăm și de niște bani pe care îi așteptați. Iarăși vă spun, ascultați acea filmare pentru luna aprilie, o să o atașez în această filmare, în descriere acolo. Pentru că, v-am spus, luna aprilie vine sub numărul 10 în acest an și deja aveți 10 de monede, aveți 10 de spade, deci ceva se încheie, ceva ajunge într-un punct înalt. Una albă, una neagră, cum s-ar spune. O săptămână foarte interesantă pentru tauri din acest punct de vedere. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? E cineva aici care tot vă așteaptă de mult timp să faceți acest drum? Sau cineva care, așa cum vă spuneam, vă este alături atunci când vine vorba de această schimbare, de această mutare, chiar dacă ar fi nevoie să vă mai aștepte, chiar dacă ar fi cazul ca relațiile voastre să se mai diminueze, ca să spun așa. Poate în urma acestui drum, în urma acestei schimbări, mutări, cei mai mulți dintre voi reușiți să... puneți capăt la o situație care era destul de tensionată. Cuiva este dor de voi, poate e o persoană mai îndepărtată de voi din punct de vedere fizic sau energetic și care parcă ar vrea să vă revadă. În alte cazuri, cineva să știți că este foarte sincer, foarte sinceră cu voi. Vă oferă tot felul de cuvinte frumoase. Cineva consideră că sunteți persoana potrivită pentru așa ceva. Însă eu tare tind să cred că, nu știu, cuiva este dor de voi. Nu știu, parcă e o persoană din familie sau dintr-un grup de oameni. E cineva care vă susține în ceea ce vreți voi să faceți, însă unii posibil să vă încăpățânați puțin atunci când vine vorba de acest final. Totuși, aveți două arcane majore, Eremitul și Împărăteasa și ambele împreună și Împăratul. Deci voi luați o decizie sau să iau o decizie undeva care vă ajută să vă stabilizați foarte bine din punct de vedere financiar. Parcă e nevoie să vă călcați și pe inimă, dar văd că sunteți dispuși ca să ajungeți la o anumită siguranță, într-o anumită situație. Într-o relație în care lucrurile erau destul de ciudate, acum ele se încheie. Iar pentru taurii singuri nu văd neapărat o persoană nouă, ci mai degrabă cineva din trecut care v-ar putea da veste. Chiar dacă apare o persoană nouă, poate apărea pe zona locului de muncă, dar oricum nu văd să o băgați foarte mult în seamă. Că o să spuneți ceva de genul, eu sunt cu proiectele mele, eu sunt cu viața mea, nu vreau eu acum neapărat pe cineva. Posibil să nu vă placă persoana, că poate fi mai sensibilă sau poate fi inferioară vouă atunci când vine vorba de o funcție, când vine vorba de statutul social, de... puterea psihică pe care o are. Ia să vedem o carte oracol pentru voi.
Aici vi se spune să îmbrățișați cursul vieții, dragi Tauri, adică să vă lăsați așa purtați de tot ceea ce se întâmplă și să nu încercați să mai schimbați lucrurile. Faceți ceea ce simțiți, faceți schimbarea, faceți mutarea, că o să vă ajute mult mai mult decât vă imaginați voi. Și vi se spune iarăși să credeți în noroc, să credeți în univers. Eu simt că pentru unii e ca și cum ați avea piedici din partea anumitor persoane și atunci, mai ales dacă ați fost puși într-o așteptare, într-o relație sau undeva anume, cei mai mulți Tauri văd că se satură și pleacă, lasă lucrurile să se întâmple, cum s-ar spune. Adică își văd de viața lor. Și mai vreau și o carte din partea arhanghelilor. Vi se spune că în această săptămână sunteți protejați de către arhanghelul Ariel, tocmai pentru faptul că ați dat dovadă de o forță spirituală exemplară și de asemenea meritați să primiți un miracol dumnezeiesc în viața voastră. Și asta este fantastic. Numerele importante sunt 5, 1, 6, 51. Numere după care e bine să vă ghidați, să vă orientați. Iar culoarea verde, tot ce ține de natură, de creație, foarte intens aspectat. Deci, dragi Tauri, urmați cursul vieții. Credeți în noroc, credeți în faptul că universul vă este alături, pentru că vă este alături. Și chiar aveți o săptămână extrem de frumoasă. Extrem, extrem de frumoasă. În continuare, eu voi da extensii cu acest tarot pentru cei care doriți o citire mai amănunțită, în care vreau să văd ce se termină, ce-i cu nedreptatea, care-i proiectul, unde mergeți sau cine vine spre voi, cine stă aici și vă așteaptă, cui este dor de voi. Deci, pentru cei interesați, vă aștept cu mare drag în comunitatea acestui canal să vă alăturați. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Dragilor, vă urez o săptămână frumoasă în care să aveți curajul să zburați acolo unde vă cheamă sufletul. Vă îmbrățișez cu drag!